Salutați, camarazi! Și asta e o bisericuță de vioară din partea, din spate, retro. Și asta e o bisericuță lângă universitate. Și aici, în caz de forță majoră, se poate mânca o pâinică. În general, sâmbăta, duminica, e plină, se vorbește și în stradă, se strânge lumea pe stradă, că se oprește circulația. În general, amărăștenii stau în față și în partea dreaptă. Eu, ca să evit, intram pe partea stângă a bisericii, unde nu e o curticică. Chiar dacă luam mai puțin, luam sigur. Făceam 15-20 de lei și mă topeam, știi? Adică eram așa fugitiv, înțelegeți? Și aici e o fată care are inima bună. Mie nu mai îmi dă în ultimul timp, dar am văzut că dă la ăștia care stau pe aici tot timpul. Le dă câte o sticlă de ulei, un chil de făină, un chil de mălai, ceva prinde bine când ești amărât. Orice ajutor, un pachet de macarane, de spaghetti, prinde bine. Eu v-am zis, veneam așa câteva minute, făceam 15-20 de lei și mă topeam, știi? Că mergeam așa pe metoda de pirat, știi? Făceam 4-5 biserici sâmbăta, duminica, le făceam la rând, știi? După amiază, cam după 12, așa în general, oamenii ăștia care, vă dați seama, nu mai au niciun pic de bucurie de viață, să duc și bea și ei o bere, două, cât le ajunge bani, știi? Că unii nu prea au treabă cu mâncarea, dacă beau le ajung, știi? Le ajunge, că au calorii, știi? Și să duc și să-mi bată și după amiază e concurența mai mică. O să vă arăt și un schit unde acolo după amiaza e să face frumos. Bine, vine lume mai puțină, dar nu contează. Și acolo poți să faci 15-20 de lei cu noroc, chiar 30. Hai că ne vedem mai târziu. Pa, camarazi!